Bună, mă numesc Denisa, vin de la Roma și am 23 de ani și am venit aici pentru a resimți fiorii iubirii. De aceasta l-am ales pe Patrick. Cel mai mult vreau să-l cunosc pe el și dacă se poate aș dori și eu legătura la Casa Băieților. Bogdan, știi care chestia? Este, în primul rând, nu ți-asumi faptul că ai o atitudine și acum vii și zici... Păi stai un pic, am mai văzut voi că am avut o atitudine deplasată față de el până să înceapă și el să-mi arunce vorbe? Uite, Patrick, a dat din cap că n-am avut. Patrick nu era aici când mi-ai zis la frigider. Nu era aici, că era aici lângă erai noi la 2 metri. Mi-ai zis la frigider? Asta la frigider a fost urâtă, da. Dar el zice mi-am că... asumat-o. Cum? Păi nu, păi nu ți-asum. Păi el nu zice ți-asum. Că... când vii și faci o faptă acolo și după ești... Ce faptă? Bună, vezi că vorbești de fapte și tu... Bună! Bună! Ce faci? Bine, voi ce faceți? Cum sunteți? Suntem bine, mulțumim de întrebare. Unde ești? La cine e? Sunt Denisa. Unde ești acum? Unde te afli? Ca să venim după tine. Ești mintea noastră. Tu unde crezi că mă aflu? La camera roșie. E vocea din mintea noastră. Dacă nu vă supărați, aș vrea și eu să vorbesc puțin cu Patrick. Păi care Patrick? Vorbeai? Patrick se joacă biliard. Nu este nicio problemă. Bună, Denisa. Bună, Patrick. Bună, Denisa. Am 23 de ani, vin de la Roma. Oh! E o mangă. Și voiam să te întreb ceva. Zi, dragă. Știai că cu băieții născuți pe 16 aprilie zodia berbec se potrivește săgetătorul născut pe 17 decembrie? Păi eu sunt săgetător. Chiar știam ceva. Da? Da. Tu ești săgetător? Da, sunt săgetător. Frumos, frumos. Și cu ce ocazie pe la noi? Păi ce să vezi, ca să te cunosc pe tine. Oh, bine, pe mine rău ai nimerit. Crezi, Robi? Nu știu. Dar ne vezi acum, nu? Nu, eu nu. Unde se ne vadă în oglindă? Doar ne auzi. Nu vă văd, dar vă aud. Ești emoționată? Puțin, nu pare, așa. Nu prea. După voce nu prea pare. A, nu pare, e bine. Dacă e cineva de sus când am văzut eu, am văzut că doamnă. Este bine dacă nu pare emoționată, dar să știi că sunt. Chiar sunt. Poți să fii liniștită că noi suntem tot oameni, suntem super da, ok, suntem de treabă. Da, presupun că să-l chem sau... Vedem. Ai vrea să vii? A fost doar un test. Vorbiți așa? Ai vrea să vii la camera roșie, Patrick? Cum să nu? Dacă mă lasă să vin, de ce nu? Cameră, pot să mă duc în camera roșie să o cunosc pe Denisa? Și eu, că Patrick nu poate fără mine. Încă nu. Să știi că sunt șatenă, Patrick, și am și părul lunguț. Lunguț? Da. Drăguț. Oh. Bun. Spune-ne câte ceva despre tine. Păi, am 23 de ani, vin de la Roma, de fel sunt din Buzău, sunt munteancă. Și... ce? Buzău, din Buzău. Din Buzău. Buzău. Munteancă? Da, Muntenia. Muntenia. A, tare. Nu prea știe geografie. Comrici de Buzău. Credea că Muntenia e la Cluj. Nu s-a mutat Muntenia la Cluj încă. Eu am hotel Muntenia. Ar fi fost bine dacă s-ar fi mutat la Cluj. Așa. Și am venit să te cunosc. Ce faci la Roma? Cu ce te ocupi? De fel sunt make-up artist, am făcut cursul la București, după aceea, bine, am crescut acolo de la vârsta de un an, dar mi-a plăcut așa să mă mut, să zicem, de colo-colo. Ba, puțin în România, ba, puțin la Roma, să mai stau cu părinții. Viață bună! Viață extra! Păi și acum unde stai? Roma sau Buzău sau București? Unde ești stabilită? Păi acum sunt aici. Unde ești stabilit? Am înțeles că ești aici. Vreau să mă mut în București. Păi la Roma. În București, da? Da, vreau să mă mut din nou în București. Dar până unde să sunt toate hainele acum, la Roma sau la Buzău? Nu, sunt tot cu mine. A, deci da. Toată casa ai luat-o cu tine. Vrei? Nu, chiar toată, dar aproximativ. Dar nu, până să vii, până să vrei să te până să vii unde stăteai? La Roma. La Roma. Da. Okay. Deci în Roma ești stabilit. Da, da. Acolo am restul de haine, Patrick. Păi și cum faci, că Patrick stă la Timișoara? Nu este nicio problemă. Lasă-mă, Roma, Timișoara, tot acolo. O oră de zbor. Vă salut, băieți. Ceau. Denisa, spune-ne despre fostele tale relații, numai câte e, ceva. Nu mai e, o închis, că nu mai aveam. Soluția, vă rog. Lasă, ia de aici, că e pentru tine. Soluția să... Nu ne pare rău, nu este această soluția. Nu este această soluția, domnule. Bună, băieți! Bună! Bună, Denisa!
Dar bună! Ce, pastru copleșitor. Bună! Ce faceți? Cum sunteți? Uite, te așteptam. Nu știam, eu tot vorbeam în continuare cu tine, dar nu știam unde ai dispărut. Du-te, ia fata în brațe, Patrick. Bună, Denis, da, îmi pare bine. Îmi pare bine. Am puține emoții. Stai liniștit, te relaxezi. Bună, Denis, îmi pare bine. Mă dau jos să nu... Bună, Patrick. Bună, Patrick. Denis, îmi pare bine. Mă, ce om, fetele astea, devin bine. 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 Pe tine și în 2-3 săptămâni te mai suportă. Și le fac, Patrick, nu mai pentru tine. Bună, săgitătorule, îmi pare bine, Denis. Bogdan, îmi pare bine. Salut, frumos. Pune și eu un par cu apă, mă, ceva. Așa că mă puteți să o serviți voi, că nu cred că vrea așa. Uite, păi, iau un loc acolo. Tu, că tu... Mai păi, pe cineva? Trebuie să-ți aluci pe el, bună, Denis, să fără mine. Antone, poți să vorbești pe italiană, come te chiami, come te chiami. Ah, unde? Iau un loc acolo. Să stai aici. Acolo, pe locul doamnei Andreea. Ce faceți? Cum sunteți? Sunt foarte bine, stăteam și noi la o discuție. Oh. Mici tensiuni. Ce nu vine să crezi că ești aici, nu? Da, să știți, nu ai știu. Ai emoții acum? Puțin, da. Nu părea, nu? Da, pe, în când erai în camera roșie nu părea. Păi eram liniștită că eram singură, am crezut că vii tu. Și eu am te-au crezut întrebat, că vine. Te-au întrebat prea multe chestii acum și nu prea mai avem... Păi, dacă da, ai avea tu altceva să spui despre tine. Și de ce stăm așa? Eu nu înțelegi ce se... Mie nu-mi place liniștea asta dinaintea furtunii. Păi o să fie o furtună. Păi da, vezi că stăm prea așa. Venea doamna Andreea până acum la noi. Da. Păi de ce sfera, băieți, că nu se certă? Cameră, tu de ce te uiți sus? Va. Așa a rămas. Ba nu, vine al nouălea băiat, nu cred. Era la noi. Cameră, de ce te uiți în sus? No, Julia! Dacă nu te uiți la mine, înseamnă că intră cineva pe ușa aia. Deci eu mor, fac infart aici. Aaaa, fiți vrăjeală! Ai vrut să mă călei? Ai vrut să-mi dai emoții? Mm. Vine fată? Vine fată. Sau vine băiat? Băiat. Băiat nu mai vrem. Băiat, sunt deja o... Dar... Ok, mai vrem băiat. Păi nici. Fete, pentru ce să vină? Păi adică nici băiat să nu vină? Pe care să fie egal. Of și of. Cineva. Adică să vină cine vrea. Uite, te întreb eu, da. Trei calități, primele tale trei calități pe care le consideri tu. Frumoasă, deșteaptă și de vreme acasă. Să știi, cât de cât. O calitate de-a mea este că sunt foarte empatică. Înțelegătoare și o bună ascultătoare. Adică îmi place foarte mult să ascult persoanele, problemele lor, să le dau sfaturi cel mai mult. Și Patrick are această calitate. Și Patrick are această calitate. Eu ascultă foarte bine în somn. Patrick? Da. Așa se vorbește prin târg, că mai ațipesc pe aici, dar nu e adevărat, să nu crezi. E în regulă, dar nu, am și defecte. Trei defecte. Da, sunt impulsivă. Și eu. Cum te-ai uitat așa mai sunt? De ține de bine. Imediat m-am uitat la el, da, știu că știu, ești puțin impulsiv. Nu e tot mai bine. Și uneori, nu știu, mai mă ia anxietatea. Așa. Aici cu Cosmin te potrivești pe subiectele astea. Eu nu am auzit. Oricum, cu mine depinde de situații și cu mine depinde de situații. Da, și tu ești tot așa? Uneori, da. Tot de la Timișoara și tu? Tot de la Timișoara. De unde a plecat anxietatea? Da, sunteți prieteni voi doi, adică... Nu. Mamă, cum s-a uitat gacea la tine. Te-am mâncat din privire. Uite, cine pune despre... Suntem ok. Cine pune despre fosta ta? Bă, Patrick, hai să fac un biliar, mă. Okay. Păi, fosta mea relație s-a încheiat acum un an și trei luni, patru luni, circa, cam așa. Și s-a terminat din cauza geloziei, mai ales. Din partea ta? Din partea ta? Nu, din partea lui. Da, din partea lui. Și din cauza distanței, pentru că el era la distanță. În Italia? E și italian? Nu, tu era român, eu eram în Italia. Primul factor al geloziei a fost distanța? Nu prea, cum? Primul factor al geloziei a fost distanța, mă gândesc. Da, cu siguranță distanța, da, și asta. Doar că lui plăcea foarte mult să mă controleze, iar eu nu prea suport chestia asta. Ai avut ceva de învățat din fosta experiență? Da, chiar am avut. A încercat să te controleze de la distanță? Da! Păi, cum aveau aplicație? Nu, nu, nu aveau aplicație. Mă suna, da, mă suna non-stop, locația. Erai sufocată? Da, chiar da, parolele de la Instagram, de la Facebook. Mai știu eu pe unul care a fost sufocat. Cine? El. Eu. A, tu? Îmi pare rău pentru tine. Tocmai ce a venit fosta lui iubită de câteva zile aici în casă pentru el. Nu mai e. Pentru a-i recuceri inima. Ce părere ai de... Ce se întâmplă în casă? Cupluri, băieții din casă, fetele din casă?
Păi, cu fetele, îmi plac fetele. Cum ai zis-o? Da, îmi place. Cine crezi că te înțelege dintre fete? Cel mai bine așa? Eu cred că m-aș înțelege cu toate. Adică eu nu sunt o fire chiar certăreață, dar mai am un buton acolo atunci când îl activez la revedere. Adică... E destul de accesibil, presupun butonul. Butonul este foarte sensibil. Care e mai sensibil, nu e accesibil? Cred că Rebecca este pe stilul meu, da. Foarte mult Rebecca. Julia. A, tu ne dăm seama cam, unde, cum ești și tu. Unde și Virginia. Da. Partidul își face un da. Și Virginia. Vezi că ai dat urât. E exact partidul. Da. Cu bărcile. Așa Alianța, cum? Alianța, bravo. Mai vine cineva de în Alianță. E urmărește emisiunea de mult? Da, din martie. E doamna Andreea. Doamna Andreea, cum să fie doamna? E fată nouă. Denisa. Vai. Deci vreodată să nu mă ascultați. Bravo! Nu-i cine zise. Ok, nu-i cine zise eu, dar vă zisei că intră fată. Ce culoare avea vărul?